Guvernul Poloniei ar putea scoate țara din Uniunea Europeană dacă țara ar da mai mulți bani decât primește. Donald Tusk, președintele Consiliului European, a afirmat că Polonia rămâne în UE doar pentru fondurile europene. Pentru Partidul Lege și Justiție, avantajul de a fi în UE se reduce la balanța de plăți, ignorând total alte beneficii precum piața comună, ordinea juridică sau securitatea garantată. Dacă nu vom mai fi un contribuabil net, jocul ar putea să fie încheiat de către ei. Așadar, îmi pot imagina cu ușurință o situație în care dacă Polonia se va regăsi într-o zi printre contribuabili, guvernul polonez va decide că este timpul să-i întrebe pe cetățeni dacă mai vor Polonia în UE, a declarat Tusk. Polonezul Donald Tusk, un adversar al partidului de guvernământ de la Varșovia, a declarat că Partidul Conservator nu este interesat de principiile Uniunii, ci doar de beneficiile pe care le primește. Tusk a mai acuzat Varșovia că tot ce propune Partidul de Guvernământ din Polonia în materie de politici cheie se potrivește cu interesele și așteptările formate public de către Moscova.